Salutare! Astăzi voi face încă un videoclip în care aveți nevoie de un șampon gel și eu o să folosesc Nivea pentru că mi se pare mai gel decât altele, niște sare, cât de mărunte se poate, eu nu am găsit mai mărunte de atât în casă, un bol de amestecat, o linguriță și un balon. Eu am două culori de baloane și o să-l folosesc pe cel verde, cred. Da. Și, pentru început, eliberați masa pentru că nu vă trebuie decât șamponul, sarea, lingurița. A, da, și cred că n-am zis de lingurița. Șamponul, sarea, lingurița și recipientul. Și deschideți șamponul și turnați. Acesta este cel mai gel șampon pe care l-am găsit în casă. Și acum puneți sarea, nu foarte mult. Eu am pus cam un vârf de linguriță și amestecați. La mine deja vreau să prins. Bine, acest cu șampon gel nu va ieși chiar slime, ca să vă jucați o mână. Și de aia se pune în balon și se îngrață, este foarte tare. Și amestecați bine. Deja se prinde de bun cum ar trebui și este mai gel. Mai puneți foarte, foarte puțină sare, pentru că dacă puneți multă, se va muia compoziția. Și amestecați cât de bine puteți. Bineînțeles, mai adăugați și un pic de șampon pentru că balonul este destul de mare. Uitați să vă arăt balonul așa întins și nu cred că va încăpea. Adică va trebui mai mult. Aia și mai am mai adăugat. Până acum așa arată între ghilimele slime-ul, pentru că nu este o slime. Și face multe baloane pe margine. Bun, voi pune pauză ca să amestec mai bine și voi reveni. Bun, am mai adăugat și șampon și sare, dar puțin din fiecare. Și n-am amestecat de când am pus șamponul, dar trebuie amestecat. Este un pic gel, adică mai gel decât la început. Și acum îl voi turna în balon. Dar foarte, este destul de greu. Și nu știu cum să îl torn. Cam așa, foarte ușor. Aveți grijă când turnați. Să nu puneți foarte mult că se va înfunda și va trebui să scoateți din balon totul. Bun, acum este aici pe gât, cum să zic, gâtul balonului. Dacă puteți, puneți-l la un prieten sau cineva să vă ajute. Eu voi face singură acest slime în balon. Slime între ghilimele, v-am mai spus. Pentru că nu este slime. Și voi mai lua și voi mai turna câte puțin. Da, după ce ți umplu balonul, eu nu l-am umplut tot cu șampon din ăsta. Pentru că este foarte greu de umplut și l-am umplut cu un săpun și am pus acest, cum să zic, gât, sau cum să zic, l-am pus pe vârful săpunului și acum voi adăuga încă puțin șampon din acesta, adică slime. Și
și îl îndesați cu degetul ca să curgă în jos. După ce l-ați umplut, adică eu nu o să-l mai umplu pentru că este destul de dificil, curățați balonul. Mă duc să-l spăl, ținând de gât așa, ca să nu curgă săpunul afară sau apă înăuntru. Și după voi reveni. Bun, am spălat balonul și acum voi face un nod. Cât de jos pot. Și cum îmi alunecă mâinile foarte, foarte tare. Nu știu cât de bine pot să fac acest nod. Da, și nu vă sfătuiesc să legați cu apă. Cu oață. Pentru că cu oață nu va ține atât de mult. Și după ce l-ați legat, jucați-vă, este foarte plăcut. Dar este mult mai bine dacă îl umpleți foarte tare, pentru că la mine nu este foarte umplut. Da. Deci, vă mulțumesc pentru această vizionare. Acesta a fost balonul meu umplut cu slime. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like sau un share și subscribe, normal. Și să nu uitați de oferta mea cu slime-ul, cu Giant Slime. Vă pup!